mâinii și sâmbătă seara, dar nu venim la masa Domnului cu lucrurile acestea, ci venim cu o inimă plină de dragoste la ceea ce a făcut El pentru noi. Și pâinea, ce noi care suntem mulți alcătuim un singur trup, pâinea ilustrează adunarea, mai multe mădulare la un loc. Și mai am, nu vreau să mă intru că prea mult timp îmi ia, dar vreau să amintesc un lucru. Spune, citesc pasajul ăsta care iar le mai dă. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului, în chip nevrednic va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Sunt unii care nu iau parte la cină și zice, sunt nevrednic. Aici nu vorbește despre cel vrednic, ci vorbește despre cel nevrednic. Și vreau să dau o ilustrație cu care închei. Da, depășită țări. Am mai dat-o aceasta. Un mare autor creștin, John MacArthur, dă o întâmplare din America și spune că guvernatorul unui stat îi sărbătorea ziua de naștere. Și ce s-a gândit el? E o pușcărie la el acolo cu 450 de pușcăriași. Mă duc și fac o grațiere. Grațiez pe unii. Și îmi sună pe directorul închisorii că va veni și va grația pe unii că e ziua lui. Directorul închisorii n-are de lucru. Îi îmbracă tot cum și, băi, vine să vă grațieze, aveți grijă, grațiază pe unii din voi. Și a venit tocmai în timpul mesii și guvernatorul intră înăuntru, ei mâncau toți cu ochii pe el și se dă la unul, ce tu, de ce ești închis aici? Domnule guvernator, nu sunt vinovat. Alții au făcut lucrul ăsta și-o dat vina pe mine și așa, și așa. Bine, mă, bine. Se dă la cel, la altul. Și eu nu sunt vinovat. Judecătorii m-au condamnat pe nedrept. Și, iară, să mă-i dă la vreo 2-3 și toți sunt nevinovați. Și atunci zice directorului, scoate-i pe platou pe toți. I-a scos pe platou și i-a aliniat. Și guvernatorul zice, cei care sunt nevinovați să treacă în partea stângă sau dreaptă, nu mai știu. Și din 450, 449 au trecut pe partea dreaptă că sunt nevinovați. Și a rămas unul, cu tine cei? Domnul guvernator, sunt vinovat, am făcut asta și am făcut asta. Și omul a început să plângă. Oh. Și se întoarce spre director. Ce caută păcătosul ăsta, vinovatul ăsta în mijlocul celor drepți? Scoateți-l afară. Și l-o grația pe el. Pentru că el s-a văzut vinovat. A luat în timp vrednic, este de cercetez. Cercetez gândurile, atitudinile, venim la sângele Lui și El ne curăță. Pare rău, mai aveam multe de spus, dar am căutat să mă limitez. Cred că m-ați înțeles și Domnul să ne ajute să înțelegem mai departe lucru cu privire la cină. Nu putem să o luăm numai 2-3. Da, sunt adunări la țară cu 7, 8, 10, dar sunt diferiți, nu sunt dintr-o familie. Ei alcătuiesc acolo trupul lui Hristos. Apoi simbolizează
nu se transformă, ci simbolizează. Și nu umblăm după alte învățături, ci rămânem la Scriptură. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Acum, în săptămâna aceasta, am făcut ceea ce Domnul a făcut, l-am urmărit, să vedem ce a făcut El în cursul acestor zile. Aseară l-am lăsat în camera de sus după încheierea noului legământ. Și în seara asta vom merge mai departe să vedem ce a suferit. El a avut trei feluri de suferințe. Suferința în trup, suferința în suflet și suferința în duh. Și ne vom uita puțin la ele. Dar vreau să vă spun, cred că nici a mia parte nu putem să pricepem din chinurile și suferința care au îndurat-o. Și aș vrea să citesc, începem cu Ghețimani, unde a avut loc suferința în duh, în suflet, pardon, mă iertați. Cea mai grea suferință este în duh. Apoi urmează suferința în suflet. Suferința în trup este cea mai mică dintre ele. De aceea, evangheliștii nu se prea ocupă să ne redea despre suferințele în trup, îmi spune atâta. L-au dus acolo și l-au răstignit. Dar am vrea puțin să vedem marea luptă din Ghețimani și suferința în suflet. Și o să citesc din Sinoptici câteva versete cu privire la Ghețimani. Matei. Atunci Iisus a venit cu ei într-un loc îngrădit numit Ghețimani și a zis ucenicilor, ședeți aici până voi duce să mă rog. A luat cu el pe Petru și pe cei doi fii al lui Zebedei. Și acum, fiți atenți, și a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Iisus le-a zis atunci, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Trecem la Marcu. S-a dus apoi într-un loc îngrădit numit Ghețimani și Iisus a zis ucenicilor săi, ședeți aici până mă voi ruga. A luat cu el pe Petru, Iacob și Ioan și a început să se înspăimânte și să se mâhnească foarte tare. Și a zis, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte, rămâneți aici și vegheați. Apoi privim la Luca, ce după ce a ieșit afară din camera de sus din Ierusalim, s-a dus ca de obicei în muntele măslinilor. Ucenicii lui au mers după el. Când au ajuns în locul acela, le-a zis, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Apoi s-a îndepărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, a îngenunchiat și a început să se roage, zicând, Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine, totuși facă-se nu voia mea, ci a ta. Atunci i s-a arătat un înger ca să-l întărească. A ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai ferbinte. Și sudoarea ei se prefăcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ.
Scriptura ne arată că Domnul Iisus a plâns de 3 ori. Prima dată a plâns la mormântul lui Lazar. A doua oară a plâns pentru Ierusalim. Și a treia oară, când a plâns cel mai mult, a fost pentru Ghețimani. Poate vezi zice, nu scrie, dar scrie. Dacă ne uităm în Epistola către Evrei, de nu mă înșel, capitolul 5, capitolul 5, versetul 7. El este acela care în zilele vieții sale pământești aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlavei lui. Deci aceasta s-a întâmplat în Ghețimani. Și acum am vrea să trecem puțin să vedem ce s-a întâmplat și de ce a fost așa de înspăimântat. În Ioan, Evanghelia de la Ioan 13 spunea că Tatăl i-a dat toate lucrurile în mâini și că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce. Atunci Dumnezeu i-a încredințat în mâinile lui toate operațiunile până la moarte. El le dirija. El știa ce l-așteaptă. De unde știm? Pe muntele schimbării la față, când s-a arătat Moise și cu Ilie, ei ce au discutat? Despre ieșirea lui din Ierusalim, cum va ieși cu crucea, cum va suferi, ce îi se va întâmpla. Apoi când urca spre Ierusalim, i-a luat pe ucenici deoparte și le-a spus, fiul omului merge la Ierusalim, va fi dat în mâinile preoților și așa, și dat în mâinile celor fără de lege, va fi omorât și a treia zi va învia. Deci el cunoștea absolut toate lucrurile. Cunoștea, dau un exemplu, cine l-a vândut. Îi spune înainte. Apoi, înainte de a face târgu, apoi, de unde știa că Petru s-a lepădat, știa că Satana v-a cerut să vă cearnă ca pe grâu, dar eu m-am rugat pentru credința ta. Satana și-a mobilizat toate legiunile de demon la Golgota. Era marele război. Cine va câștiga? Și lovește în el, în sufletul lui, trântindu-l pe Petru. Domnul a îngăduit ca Petru să fie trântit. Prin faptul acesta, liderul lor, cel mai tare dintre ei, a căzut în ei. Și Domnul Iisus cunoștea toate lucrurile. Și la intrare în grădina Ghețimani, aici a dat marele război, aici șarpele și-a înfipt colții, aș spune, în călcâiul lui. Și suflet, problemele, durerea în suflet. Iuda îl va vinde. Satana, credeți că n-a mers cu argumente la el? Că Satana urmărea un singur lucru, ca Domnul Iisus să nu facă voia Tatălui. Era suficient să zădărnicească planul de mântuire. Și a încercat pe toate căile. Și el, Domnul Iisus știa, l-a ispitit. Aș vrea să vă spun că în Ghețimani a fost o luptă corp la corp cu Satana. În psalmul mesianic, ultimul din Haleul Mare,
Dați-mi voie să vă citesc că este un verset, Psalmul 118. Versetul 13. E un psalm mesianic, vorbește despre suferințele lui, aici cuprinde și împărăția de 1000 de ani. Zice, tu mă împingeai ca să mă faci să cad, dar Domnul m-a ajutat. În original spune, tu mă îmbrânceai, îl împingea ca să cadă, să nu facă voia Tatălui. A fost o luptă puternică de tot și suferința mare. Iuda trădează, Petru se lapădă. Apoi, în imaginația, nu în imaginația, ce vedea în realitate, părăsirea de către ucenici, judecat, el știa judecata, a avut 6 procese, 3 politice și 3 religioase, de 2 de Pilat, 1 de Irod și ceilalți de Ana, Caiafa și soborul. Și știa tot ce va fi acolo. Ura mulțimii. Le-a făcut numai bine, le-a vindecat, a mers după el, a ascultat cuvintele lui, se minunau. Și știa că în ziua aceea de vineri s-or strânge cu mulțimile de dimineață și-or striga la moarte cu el, răstignește-l, răstignește-l. Aici vorbim de umanitatea lui. Credeți că nu i-a sfâșiat inima lucrul acesta? Apoi, batjocura soldaților, batjocura, hai să o luăm, a celor aprozi, oamenii, slujitorii marilor preoți, care l-au, după ce l-au hotărât, au hotărât moartea lui, spune că l-au bătut, într-un loc spune, i-au smuls barba, l-au scuipat și apoi l-a dus ca să fie răstignit, la Pilat. Și Pilat îl dă în mâinile, că Domnul Iisus știa, în mâinile soldaților ca să fie biciuit și batjocorit după ce l-au osândit. Iosif Flavius, scriitor evreu, care a trăit în, după răstignirea Domnului Iisus, în timpul cuceririi Ierusalimului. Omul acesta spunea, de fiecare sărbătoare, erau 3 sărbători mari evreiești pe an, când se suia mulțimea de evrei, 1 milion, 2 milioane, să se închine, romanii, guvernatorul, Pilat de data aceasta, aduceau trupe speciale în Ierusalim, în caz că se produce o răscoală, să aibă cu ce să o înnăbușe. Și de obicei știți pe cine aducea? Aducea batalionul disciplinar, cei care au făcut armată, care era cantonat la Marea Moartă. Era un batalion disciplinat care făceau, aveau numă puncte de pază de-a lungul drumului sării, că beduinii atacau pe romanii care extrăgeau sare și ca să fie liber, să nu-i atace. Și aduceau pe ăștia. Și vă dați seama, știți ce înseamnă un batalion disciplinar, oameni răi, care acolo plictisiți de tot. Aceștia l-au luat în primire pe Domnul Iisus. A avut voie să-și bată joc de el, a avut voie să-l chinuiască, știind că îl răstignește, și a îndurat batjocurile lor. Apoi a știut despre biciuirea lui. La biciuirea lui a fost așa de groaznică, nu era ca la evrei, 49 de lovituri fără una, adică ca să nu moară.
Se spune că mulți dintre cei care erau biciuiți în felul acela, unii mureau, iar alții ieșeau înnebuniți de acolo. Era biciu cu multe curele și cu plumb, cu oase, și când trăgea pe spate, a ajuns la unii să se vadă și măruntaiele din ei. Și l-au biciuit cu o sete. Și Domnul Iisus știa despre lucrul acesta. Știa ce-l așteaptă. Și apoi, toate acestea, plus încă un lucru mare care l-a zdrobit în grădina Edenului. El era mielul lui Dumnezeu. Era cel sfânt, cel neprihănit. Și iată acum, care nu știa ce, adică nu gustat păcatul. Și iată acum, păcatele omenirii sunt puse în fața lui. Paharul care trebuie să-l bea, a început să-l bea. Stați și vă gândiți, frații mei, la ora actuală suntem 7 miliarde și ceva pe pământ. Și pământul acesta se învârte în jurul soarelui cu greutatea păcatelor la 7 miliarde. Dar nu numai atât, cu greutatea păcatelor de la Cain, de la Adam și până în zilele noastre. Și el trebuia să bea paharul. El trebuia ca să poarte păcatele noastre. Atât au fost de mari, încât Isaia spune că a fost zdrobit pentru păcatele noastre, pentru fără de legile noastre. Să nu înțelegem greșit, evangheliștii specifică că nu i-a fost zdrobit niciun os, deci n-a fost vorba de zdrobirea oaselor. A fost un concurs odată între creștini, care știe să picteze pictori. Cel mai bine țapul Azazel. Știți care era țapul Azazel? Cel care își punea mâinile marele preot și l-arunga în pustie. Și a câștigat unul care a arătat țapul culcat de la pământ și ca o greutate mare apasă pe el, țâșnește sângele din el. În opresiunea păcatului l-a zdrobit. Așa a fost de mare, încât el însuși a devenit păcat. Și toate aceste lucruri l-a îngrozit. Apoi un lucru mai mare care l-a îngrozit. Începând din Ghețimani, prezența lui Dumnezeu treptat, treptat se retrage. Și el în chinul acela a ajuns să-i țâșnească sângele în loc de transpirație și cădea ca niște picături mari la pământ. Și în agonia aceea, în ispitirea aceea care Satan îl ispitea să nu moară, să nu bea paharul, să nu asculte de Tatăl. Uite cine sunt ticăloșii pentru care mergi. Nu știm, dar a fost o luptă teribilă, teribilă, încât așa a ajuns de slăbit, i-a fost teamă și Domnului Iisus că moare acolo. Și atunci a trimis Tatăl un înger din cer care a venit la el de l-a întărit. Nu știu cum l-a întărit, l-a încurajat la ce i-a făcut, că l-a întărit ca să poată merge până la cruce. Și aceasta a fost suferința pentru păcat. Aici a plătit plata păcatului, adică a băut paharul, după care la cruce va muri pentru păcate. Și de aceea ne gândim la suferințele lui adânci, citiți Ghețimani, medităm la lucrul acesta și ne vom îngrozi de grozăvia păcatului, de ravagile care le face. Și dacă medităm la lucrul acesta și la prețul care l-a plătit pentru noi, o să ajungem să nu ne mai jucăm cu păcatul. Știți? Noi nu suntem desăvârșiți, poate o să facem versetele acelea două din Filipeni 3, unde Pavel zice, nu sunt desăvârșit, și după aceea zice că noi care suntem desăvârșiți. Poate o să ajungem într-o zi odată să le facem. Și
haideți să nu ne mai jucăm cu păcatul. Gândurile noastre. Suntem lucrători, suntem mai în vârstă. Și surorile. Petru spune clar, încingeți-vă coapsele minții voastre. Adică nu vă mai gândiți, nu mai dați voie la gânduri. Oh, noi cei mai în vârstă trebuie să ne rugăm pentru gândurile care ne vin, pentru antipatii, pentru alte lucruri. Și vedem că El a suferit pentru toate. Ne închinăm și mulțumim pentru această mare suferință care a făcut-o. Acum haideți să mergem cu El mai departe, să vedem. Vedem suferințele, vedem batjocurile care le-a îndurat. El, Fiul lui Dumnezeu, a răbdat. Când a fost bătut, n-a zis, măi, eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Când a fost legat, spune, crezi că n-aș putea ruga pe Tatăl care mi-ar pune îndată? A pune îndată înseamnă imediat. Erau 12 legiuni de îngeri care așteptau un semnal ca să măture pământul acesta. Dar El, în dragostea Lui, a mers mai departe, s-a gândit la mine și la tine și a băut paharul și a mers mai departe. A îndurat batjocurile și a vrut să le îndure cu toată ființa lui. Atunci când l-au dus să le răstignească, când duceau un condamnat la moarte să le răstignească, femeile evlavioase din Ierusalim, acelea care s-au bătut cu pumnul în piept și a plâns după el, preparau un vas mare cu vin și cu smirnă, un analgezic, ca să nu simte durerile. Și condamnatul bea vasul, bea și se îmbăta și nu mai simtea durerile de la smirnă. Și îi dă, că de aceea au avut ură și tâlharii, pentru că Domnul Iisus era în centrul atenției și probabil lui s-a întins vasul ca să bea. Și dacă bea tot, celălalt cele mai rămânea. Mă iertați că cineva. Și Domnul Iisus nu-l bea, refuză și de lor ca să simtă durerile și pedeapsa păcatului pe deplin. Și acum m-am gândit și eu ce să vorbim. E atâtea de spus. Și am luat, m-am legat de cele 7 fraze de pe cruce. Uitați-vă la Domnul Iisus. Răstignit, n-a mai avut probleme cu oamenii, nu i-a mai răspuns la batjocuri. Și el își păstra legătura cu Dumnezeu. Iisus tăcea, dar era puternic în rugăciune. Și 7 fraze de pe cruce și vom vedea însemnătatea lor. În primul rând avem o prezentare a persoanei și slujbei Domnului Iisus. Acolo pe cruce vedem persoana Lui, vedem dumnezeirea Lui, vedem umanitatea Lui și slujba care a făcut-o. Apoi sunt 7 datorii ale noastre care trebuie să le trăim după exemplul Lui. Și la urmă, afirmarea doctrinei credinței noastre. Și voi trece așa fugitiv prin ele. O prezentare a persoanei și slujbelor Domnului. Primul strigăt de pe cruce. I-au bătut cuiele, au pus crucea în pământ și spune că au șezut jos să-l păzească și au început batjocurile. Și acolo, dacă ne uităm la fraza aceea, spune, Iisus se ruga
La celelalte fraze spune, Iisus a strigat, Iisus a spus, adică la timpul trecut. Iisus se ruga, e la timpul prezent continuu. El se ruga continuu. Tată, iartă-i că-și nu știu ce fac. Tată, iartă-i că-și nu știu ce fac. Și dați-mi voie să vă spun că rugăciunea aceea și astăzi mai este valabilă pentru mine și pentru tine. Atunci când am greșit, atunci când am păcătuit, ne scuză. Tată, iartă-l că nu știe ce face. Și vedem aici slujba lui de miljocit, rolul lui, persoana lui de miljocitor. A miljocit atunci și miljocirea lui continuă până la întâlnirea cu el. Miljocește pentru noi, deci el fiind miljocitor, slujba lui este să miljocească pentru noi cei vinovați. Apoi cea de-a doua frază spune, astăzi vei fi cu mine în rai. Și aici vedem puterea lui. Știți, în Apocalipsa vorbește că el are cheia lui David. El închide și nimeni nu poate deschide. Și deschide și nu poate închide. Și aici îl vedem pe regele, pe, să zic așa, împăratul veșniciei, care deschide ușa raiului în ziua aceea pentru cel mai mare, să zic, un mare ticălos. Și nu vreau să intru în niște lucruri ce am văzut la televizor, mă iertați, nu vreau să intru. El deschide ușa și pe el îl vedem aici pe Fiul lui Dumnezeu. Bagă în cer pe cine vrea și închide ușa la cine vrea. Nimeni nu poate să îi comande. Și îl slăvim pe el că el este cel care deschide ușa. N-a pus un pământean, că atunci era jale de noi dacă era un pământean la poartă. Nici Petru, nici altul. Apoi cel de-al treilea strigă. Femeie, iată fiul tău. Dacă în prima vedem pe Fiul lui Dumnezeu, de data aceasta vedem pe Fiul omului, care se îngrijește cu blândețe de mama lui, o cinstește așa cum cerea legea. Cea de-a treia lucrare, persoana lui și lucrare, Eli, Eli, lama sabachthani. Și aici îl vedem Domnul Iisus în agonie, în agonia morții, inima copleșită de retragerea lui Dumnezeu și strigă. Aici a ajuns în iad. Aș vrea să vă spun că uitați-vă ultimile trei ore care le-a petrecut pe cruce, a venit întunericul. Tatăl trage perdeaua ca să nu se vadă și să-și bată joc de suferințele mari care le îndura pe cruce acolo și a gustat chinurile iadului și o să vă spun de ce mai târziu. Mi-e sete, aici vedem umanitatea lui, trupul lui muritor a devenit părtaș la agonia sufletului. Om, el era în același timp și Dumnezeu și om. Și aici ca om cere apă, mi-e sete. Sufletul se chinuia și cere apă. Apoi cea de-a șasea, s-a isprăvit un mântuitor desăvârșit, căpetenia mântuirii noastre, care a realizat mântuirea deplină. Trist este că mulți nu înțeleg lucrul acesta și socotesc că mântuirea nu e deplină, nu mai poți adăuga sau scoate ceva de aici. Și ei caută să adauge sau să scoată, să adauge legea, să adauge tradiția, să scoate din cuvânt și să pună al lor. Oh, toate acestea sunt uneltiri ale diavolului. Când a strigat, tetelestai, s-a isprăvit,
ți-a isprăvit mântuirea, planul de mântuire care a fost alcătuit de Tatăl din veșnicii, s-a isprăvit, a avut loc mântuirea omului. Apoi cel de-al șaptelea, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Aici vedem că Tatăl îl acceptă. Am omis să spun. A fost două situații în viața Domnului Iisus când nu l-a numit pe Dumnezeu Tată. Prima dată în Ghețimani, atunci când era în agonie, când striga cu strigăte mari, nu i-a mai zis Tată, ci a zis Ava, a țipat Ava, tăticule! Asta înseamnă Ava. Când îl îmbrâncea să cadă, a strigat la Dumnezeu, tăticule! Ce l-a scăpat, ca spunea în evrei. Apoi, al doilea lucru unde, a doua dată când nu îi spune lui Dumnezeu Tată, îi spune la cea de-a patra strigare, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Și da, Dumnezeu l-a părăsit, dar aici, la cel de-al șaptelea, vedem că zice Tată, din nou, după isprăvirea, ispășirea păcatelor, isprăvire, din nou Tatăl l-a primit, a refăcut legătura cu el și îmi spune, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și asta ne aduce și pe noi, în fața lui Dumnezeu, odată cu el, suntem încredințați la plecare din lumea aceasta, în mâna lui Dumnezeu. Cât e ceasul? E de acolo, că numai 8 și 10. Mai permiteți-mă o țiră, că nu... Șapte datorii ale noastre găsim în cele șapte strigăte. Tată, iartă-i! Ce învățăm de la el? Iertați-vă, vrăjmașii! Așa ne spune și nouă. Și noi avem vrăjmași. Și de multe ori parcă vine o antipatie sau un fel de ranchiună. Domnul spune, nu, iertați-vă vrăjmașii. Pe cine sunt vrăjmașii? Pe uite, Doamne, ce mi-au făcut? Mi-au făcut aia și aia și aia. Și el a suferit bătăi, batjocuri și moarte. Și el se roagă, iertați-i. Suntem chemați și noi să ne iertăm dușmanii. O datorie a credinței noastre. Apoi, astăzi vei fi cu mine în rai. Cum de tâlharul a fost primit în rai? Era tâlhar. Vreau să-i spun cuiva, că cineva zicea, faptele, faptele, ce fapte a făcut tâlharul? Aș vrea să spun și mie, ce fapte a făcut tâlharul? Și aici vine pocăința și credința. Noi merităm pedeapsa. Aici e pocăința când recunoaște păcatele care le-au făcut. Și apoi plus credința. Să-l vezi în cel răstignit de lângă tine, pe Mesia, împăratul lui Israel, împăratul cel veșnic. L-a văzut cum a suferit, cum suferea. Și se roagă, adu-ți aminte de mine. Și Domnul Iisus îi spune, astăzi vei fi cu mine în rai. Deci nouă ni se cere și noi greșim. Cădem de multe ori, dați-mi voie să vă spun. Există o singură soluție. Intrarea în împărăția lui Dumnezeu, intrarea în biserică, se face prin pocăință și credință. Nu se intră pe altă ușă. Unii încearcă după ce păcătuie sau fac și spus sub disciplină să intre pe altă ușă. Cine intră pe altă ușă, ce este? Un
hoț și un tălhar, de să nu se amăgească. Ținem, frații mei, sunteți lucrători, țineți la lucrul ăsta. Remediul unui frate sau primirea în biserica unuia se face datorită pocăinței față de Dumnezeu și, cum spune Pavel, și credința în Iisus Hristos. Femeie, iată fiul tău. Aici vedem dragostea lui față de cei din jur, față de mama lui îndurerată. Îi poartă de grijă, nu o lasă pe mâna lui Iacob, pe mâna lui Iuda sau la ceilalți frați, ci în durerea, o vede durerea ei cea mare și o încredințează lui Ioan, care știe că îi va purta de grijă. Apoi, stați un pic așa. Exemplu sau datoria noastră este să ne îngrijim de cei dragi ai noștri, să ne îngrijim de părinți, să ne cinstim părinții, pentru că avem obligația și legea ne cere lucrul acesta și Domnul Iisus ne dă exemplu și o datoria noastră. Apoi cel de-al patrulea strigă: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Trecem și noi prin clipe grele. De multe ori ni se pare că Dumnezeu ne-a părăsit. Domnul Iisus în ziua aceea, în data aceea, strigă de două ori: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu. Să prinde cu amândouă mâinile de Dumnezeu. Nu se lasă. Și noi când trecem prin încercări și ni se pare că Dumnezeu ne-a părăsit. Mi-aduc aminte când eram tânăr, sufeream mult cu rinichii și am făcut o criză la spital de rinichi. Le-am crezut că mor, transpirațiile reci. Rugam pe asistente să-mi fac o injecție, ceva, și nu mă băga nimeni în seamă. Și am ieșit pe hol și am strigat: Eli, Eli, lama sabachthan, că nu mai puteam. Dar el a fost acela care nu m-a părăsit. Dau aici un exemplu care l-am citit și eu. Cineva dădea un exemplu despre indienii din America. Spunea că atunci când un băiat ajunge la vârsta aceasta să treacă din adolescent, să treacă în tagma bărbaților, îl supuneau la diferite încercări. Și ultima dintre ele îl ducea seara în pădure, îl înarma și îl ducea seara în pădure și lăsa acolo. Și trebuie să stea singur în pădure. Și vă dați seama, un adolescent singur în pădure, fiare, sălbatice, permanență încordat, părăsit de toți. Și spune: dimineața, când s-a luminat de ziua, de după un copac aproape de el s-a ridicat tatălui, care toată noaptea a vegheat asupra lui. Și noi avem impresia că ne părăsește câteodată, trecem prin încercare, dar nu uitați, atunci veghează asupra noastră, mai atent. Apoi spune: mie sete, ca să împlinească Scriptura, a zis mie sete. Cât ținea el de mult la Scriptură ca să o împlinească. Datoria noastră este să împlinim Scriptura, să o trăim, să o împlinim până la ultima literă, cum s-ar zice. Așa cum au spus Luther și Calvin, sola Scriptura, pentru noi singura Scriptură, nu acceptăm alte lucruri, cu Scriptura nu te vei rătăci. Și aceasta e datoria noastră. Și cel de-a șaptelea, mâinile tale, îmi încredințez Duhul. Resemnare, suntem pe rampa de laxare
de a pleca în veșnicie. Ne resemnăm că știm unde mergem, că mergem acasă, ne ducem la Tată, nu ne agităm, nu ne este frică de moarte. Mi-aduc aminte de un exemplu. Când eram tânăr, la Arpaș era mica adunare, un frate care nu era el chiar tot, să zic așa. Avea un handicap mental și nu lipsea de la adunare. Și veneau frați de la Sibiu, mai veneau la adunare. Și vine și când s-a terminat adunarea, el era cu bă, cu toată lumea. S-a dus la frații ăștia mai bătrâni, la doi frați și a zis, bă, ce face fratele Brad? Și zice, o pleca la Domnul. Păi și normal, bă, unde era să se ducă? Am înțeles? Ne resemnăm că știm unde mergem. Și acum ultima, afirmarea doctrinei noastre. Tată, iartă-i. Doctrina noastră se bazează pe iertarea lui Dumnezeu, nu pe fapte, nu pe alte lucruri. Noi avem o iertare gratuită ca răspuns la rugăciunea Mântuitorului. Iartă-i că pentru ei a murit. Și aceasta este doctrina. Numai prin iertarea păcatelor ajungem la mântuire. Astăzi vei fi cu mine în rai. Siguranța credinciosului că în clipa plecării primirea lui imediată, când a zis, astăzi vei fi cu mine în rai, stăm și mă gândeam, Domnul Iisus a murit la ceasul al treilea, când s-a aducea jertfa de seară, și tâlharul a murit mai târziu. Pentru că atunci când au venit, Domnul Iisus era mort. Eu străpuns numai cu asta, dar la tâlhar era în viață și eu trebuie să-i zdrobească picioarele ca să nu se mai poată sprijini și să rămână în mâini, să se supoce și să moară. Domnul Iisus a murit. Și unde s-a... Acum m-am dat de gol. Că am vrut să vă dau o temă, dar nu mi-o dați mie, că nu o fac. Ce-a făcut Domnul Iisus după moarte? Ce lucrare a făcut după moarte? A făcut câteva lucrări. Și una dintre ele s-a dus, a coborât la locuința, în închisoarea duhurilor. Pentru că pe timpul lui Noe a fost o mare de răzvrătire a demonilor și au intrat în oameni și au vrut să scoată o progenitură, copiii să fie om-demon, ca să nu poate să fie mântuiți. Și atunci Dumnezeu a adus potopul și a măturat pe toți, iar duhurile lor le-a băgat în închisoare. Și acum așteptau liberarea. Diavolul a sunat din trompeta adunarea că-i marele război la Ghetsiman și pe Golgota. Și se părea Satana, mari preoți, toți, se părea că au câștigat războiul, au biruit. Dar nu și-au dat seama că Domnul Iisus a murit în locul nostru, a luat păcatele lui, noastre asupra lui și a câștigat războiul. Și a coborât la duhurile din închisoare, nu să le vestească Evanghelia, cum zic unii, că dincolo nu mai este posibilitate de mântuire, ci să vestească triumful. Stați liniștiți că eu am biruit. Rămân până la judecat acolo și și-a trâmbițat biruința lui. Și între timp a murit și tâlharul. Acum vă spun ce gândesc eu.
și unde s-au întâlnit la poarta cerului. Nu cum zice Ioanid, poate cum zice în poezie Ioanid, dar cred că a intrat Domnul Iisus cu el de mână în cer, prezentându-l mulțimilor, miliardelor de îngeri și Tatălui. Valoarea sângelui său, puterea lui de mântuire, prin tâlhar l-a mântuit și l-a dus ca o monstră în cer. Când catolicii au scos o invenție, purgatoriu, că 7 ani stai în purgatoriu unde mai ispășești păcate, ortodoxii au scos și ei ceva, că sufletul stă la streașina cerului 40 de zile. Este fals, nu este scriptural. Biblia spune Domnul Iisus, când vei fi cu mine în rai? Peste 40 de zile, astăzi vei fi cu mine în rai. Și aici vedem plecarea noastră când plecăm de pe pământul acesta. Ajungem în veșnicie, rapid ajungem. Trecem din lumea materială în lumea spirituală și ajungem la Tatăl. Apoi, femeie, iată fiul tău. Adevărata umanitate a lui Hristos, născut din femeie, el s-a gândit la nevoile mamei lui, la cea care l-a îngrijit, care i-a purtat de grijă când a fost copil. S-a gândit la ea și a încredințat-o în mâinile lui Ioan, un viitor, ca să zic așa, purtarea lui de grijă. Dar aici ne mai gândim la un lucru. Într-o împrejurare s-a dus mama lui și frații lui la el să-l scoată. Credeau că și-a ieșit din minți, că mulțimea s-a adunat în jurul lui, predica și făcea minuni. Și n-au putut să intre în casa unde era. Și vine unul și spune, mama ta și frații tăi stau afară și te așteaptă. Și Domnul Iisus se întoarce spre ucenici. Cine este mama mea și frații mei? Cel ce face voia tatălui meu care este în ceruri, arătând spre ucenici. Tot așa cum a avut grijă de mama lui, așa are grijă și de noi, care suntem frații lui, sau mamă, cum zice, și de aceea ne punem toată nădejdea. Se vorbește acum despre venirea unei crize economice, despre problema pâinii și altele. Nu ne îngrijorăm. Știți ce spune? Prea iubiților lui le dă pâinea ca în somn, poartă de grijă. Cum? Nu știm. Dacă a hrănit câteva milioane de evrei, că era, se spune că era 2-3 milioane care au ieșit din Egipt, că acolo de număr luptătorii 600 de mii. Și a hrănit 40 de ani în pustie, oare pe noi nu ne va hrăni, nu va avea grijă de noi, fraților, haideți să ne rezemăm pe el, o promiți. Apoi cea de-a patra, Eli, Eli, lama sabachthani. Aici vedeam pedeapsa, doctrina, pedeapsa îndurată de Domnul nostru, atunci când ne-a purtat păcatele. Deci doctrina care o avem de aici, el a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn. Deci noi suntem siguri de lucrul acesta, că a purtat păcatele noastre și a murit pentru ele și sângele lui ne curățește de orice păcat. Apropo, Petru vorbește în fapte și spune, fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele. Pământ are putere să ierte păcatele. Vă dau o idee de-a mea. Dacă vreți o luați, dacă nu, nu. Unde s-o vărsa sângele Domnului Iisus? Pe dealul Golgotei, pe pământ, aici sângele lui,
Aici are putere să ne ierte păcatele. Nu putem să știm, să pricepem niciodată suferințele mari care se găsesc în textul acesta. Ni le va povesti El când vom ajunge în veșnicie. Mi-aduc aminte că am citit că Luther a vrut să afle, să mediteze, să gândească la lucrul acesta și și-a luat 3 zile de post și rugăciune și s-a încuiat într-o cameră și a meditat la lucrul acesta. Și când a deschis ceilalți ai lui, l-au întrebat, nu, ce poți să ne spui? Și el ne spune, îți mai buimac decât am intrat. Nu poți să pricep cum Dumnezeu l-a părăsit pe Dumnezeu. Nu putem să înțelegem lucrul acesta. Apoi, mi-e sete. Ce ca să împlinească Scriptura a zis, mi-e sete. Dar trebuie să vă spun ceva. A zis că e sete, dar i-a fost și sete. Înainte a strigat din iad, Eli, Eli, lama sabachthani. Ce a cerut bogatul lui Avram? Să lase Lazar să o picătură de apă. Chinurile acelea i-a provocat setea, dar putea să treacă peste ea. Dar ca să împlinească Scriptura, că scris și să o împlinească, și noi avem datoria mare să împlinim Scriptura, 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 să o împlinim cu viața noastră. Și asta este una dintre doctrinele Scripturii. A împlini Scriptura, a trăi după Scriptura. Cea de-a șasea s-a isprăvit. Aceasta este ispășirea de plin a credinciosului. Doctrina. Hristos a murit pentru păcatele noastre. Sângele Lui face ispășire. S-a isprăvit complet de acum încolo. A rezolvat problema păcatelor noastre. Cele din trecut ni le-a iertat când am venit la El. Cele din prezent ni le iartă când venim la El. Că El este credincios și drept, spune Ioan, ca să ne ierte dacă ne mărturisim păcatele. Să nu le ținem asupra noastră, că le uităm, să venim la El cât mai repede ca El să ne ierte. Și Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul, tot din Scriptură ai luat. Împăcarea cu Dumnezeu, El a stat în locul nostru, ne-a împăcat cu Dumnezeu și știm că acolo unde este El a plecat la Tatăl, vom fi și noi. Și asta trebuie să fie noi, și la noi, când stăm pe patul de suferință. Când suntem gata de plecare, Tată, în mâinile tale ne încredințăm Duhul și El este acela care rămâne credincios lucrării care au făcut-o și promisiunii și ne va duce sus la El. Amin.